Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, într-o discuție 1 la 1 cu primarul comunei Alexandru Cel Bun, putem să spunem că e foarte aproape de Piatra Neamț și cu sufletul și cu... Și cu privire, domnului Iorodaru, îi mulțumim că a ajuns astăzi la întâlnirea cu noi. Discutam înainte de emisiune despre situația asta din Moldova, din, din întreaga Românie, cu primarii care sunt nemulțumiți și, într-adevăr, mi-a confirmat. E o situație foarte, foarte grea. Nu sunt bani de investiții. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Bine ne-am regăsit! Bună, Bună dimineața! telespectatorilor. Cum să oastea. ajungem noi să nu avem bani de investiții în România? E posibil? Așa e vorba doar aia. de politica generală. E vorba de politica centrală. Noi, administrația publică locală, sigur că din ce primim de acolo, încercăm să alocăm anumite sume pentru infrastructură. Că unii să stă foarte prost în în e infrastructura, că e căi că e învățământ, că e canalizare, că e apă, că e gaz metan, că e electricitate, utilitățile în general. Sigur că în decursul anilor s-au tot făcut câte ceva, au venit o lege care au abrogat-o pe nu-ți mai dea de voie să faci aia, îți dea de voie să faci altceva. Văd că acum, din punctul ăsta de vedere, mă zis domne, comunitatea locală hotărăște ce e de făcut și ce nu e de făcut. Și ce e un lucru foarte bun. Dar de unde luăm sursa Dar de bani. finanțare? Aici este problema de la sursa de finanțare. Din câte am înțeles acum că și pentru cei care sunt asistați sociali și tot ce înseamnă sistemul ăsta de asistați social, să-i să plătească primăriile. Deci încet, încet vi se adaugă la primării ba, una, Dacă Bața... până acum dădeam doar 10% noi și restul dădea guvernul, statul, acum ne obligă pe noi. Și chiar dimineața am făcut un calcul cu domnul director economic să vedem că ne pregătim și noi de buget să vedem alea, că ce putem, Aha. ce va fi. facem niște simulări vorba de da, da, da. Dragnea. Uh, și uh, dar câți avem noi care noi nu avem mulți? Deci atât cei care sunt angajați, cu, care au copii cu handicap, care au handicap... Am înțeles tot handicap, ce ține toți de la un Sunt 58 în toată, din care, din, toată comună, din care la 416 sunt doar 21, din care 8 sunt așteptate, sunt Am cu probleme de sănătate și nu trebuie să fac zilele în folosul comunității, doar 8 persoane care vin la... și uh, suma într-un rând de zile este de 77 de lei. adică 770 de milioane, de milioane vechi, vechi pe lună, mulțând cu 12. 12 și 10 miliarde. 10 miliarde e o sumă imensă. Sumă imensă. Ca e să facem așa o... cu 10 miliarde s-ar face ce? Drumul ăla de la Biserica a, în sus, cât a costat? de la de drumul de la biserica, ce s-a făcut. A, de... dar s-au făcut pe banii nu, de nu, la. Nu, 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 dar zic așa, a, cât a, a, a costat casa? Da. costat azi... 130 de miliarde. De 10% din drumul ăla. Da. da din tot. Deci, bine că l-ai făcut cu e, tot... E, da. e, e o problemă foarte delicată pentru noi. Administrația sunt comunii care au foarte mulți comunii săraci, trecovani, Pătrașoieni, care au 300, 400 și 700. Nu văd cum am putea să... Dacă nu, vine guvernul cu sprijin... Deci sunt comune cu 700 de, da, 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 de social. sociali? Ajutor social, oameni ajutor de la ajutor social. social, care... și alte comuni care sunt oameni care sunt departe de oraș, nu au servici, Aha. care au probleme. De... Și sigur nu mai că... discutăm, că au ajuns, cum au ajuns, cum au intrat a, asta cu Asta e sigur cu dinadebrze să sau... în primărie, când <laughs> da? facem da? anchetele sociale, când facem anchetele da, 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 sociale, dacă omul da. Da. are nimic, vrând-nvrând trebuie să i-da. Sigur acum beneficiați da. că sunteți totuși comună limitrofă cu no, no, vă asta. No, cum mai sunt firme, eu știu care își mai duc sediul baza la primării și la municipii, orașii, cât și la comunele uh -huh. cu industrie, baza este bugetului <laughs> e, e, sunt societățile comerciale. Deci societățile comerciale uh, și lucrurile nu prea facem în pentru societățile comerciale. Eu, domnul primar vorbește aceeași limbă cu mine. Da. Da. Dacă ar fi așa dumneavoastră ca să îmi dați un exemplu o comună cu multe societăți unde v-ați să Săvineștiul... comuna, comuna noastră, față de comunele din. O comună cu multă... Suntem ca pe locul 5. Aha. După cele cu venituri mari. Cam pe locul 5 suntem întâns. și noi. Unde ar fi La Săvinești? E mai. Să Dumbrava. Dumbraba. Da. Uh, Dum Braba? Dum Braba, da. Uh, chiar și Pângărațul. Pentru că au acolo hidroelectrica care Uite Chiar acum. Așa. Să sunt, Pângale. sunt cordonul, nu mai spun, comună. cred că cel mai bogat e cordonul. Cordonul, da? Dacă au, mai, au Nu Săboană? Nu, cordonul pentru că au ăștia, ăștia ă, la minorul, fostul de la Roman. Ah, deci alea toate sunt Toate da, acolo. Da, da, sunt bogații că, ca, ca, lucrarea... ca, populație ca, da. populație. Ca populație, 11.000 de oameni, da, da. Și... Nu, și comuna noastră are, e, în scriptii, noi avem uh, 6.000 de du oameni. oameni. După recensământul din 2002, suntem 5.600, dar e Bine, o contradicție. A... Suntem 5.600 a... de votanți și suntem 4.800. <laughs> dar problema care este? Sunt foarte mulți care locuiesc în uh, Alexandru Cerbun, dar nu au uh, reședința. Am înțeles. -au, încă mai, mai sunt încă sunt în, oraș, în, mai sunt oameni în care... oraș. Așa. Sigur că, așa cum am spus, societățile comerciale duc, duc e, bugetele. e o destinație e? care e atractivă. Mulți din oraș vin acolo cei care au potențialul să-și facă o casă. Un... O... Da, nu, și, și, și vin Acum, către aproape, Alexandru aproape cel Bun. Aproape mai avem terenuri ca să Fii mai vin. Și... S-au cam ocupat toate. Deci, e o comună. Doar ce din mai, ce mai de văd, mai de... a... Nu, ce mai vând oamenii, așa? Prin, Alte, uh... Și acolo mai e puțin, nu mai e ce a fost uh, odată. Și nici nu mai sunt bani de altă dată. Comun, mm -hmm. Și cetățenii, și uh, firmele, nu mai au venit unii care le aveau odată. Acum mai mult de supraviețuire decât uh, de dezvoltare, și de a -și rezolva problemele doar de confort. Dar sigur că e uh, o problemă la care uh, o să am o discuție și cu domnul președinte al Consiliului de Țară, uh, E vorba de în, în domeniul infrastructurii școlilor. Chiar eu, ieri am avut o discuție și o întâlnire cu doamna inspector șef referitor la faptul că se reduc din ce în ce mai mult clasele. S-au redus, adică -au redus A, normele. Da. Reducând normele la nivel de minister, la nivel de piramidal la nivel de inspectoratul școlar și invers spre comunii. Sumele sunt din ce în ce mai mici, salariile au crescut la profesori și suntem într-o situație destul de delicată că din, la școala Bistrița nu, să nu avem copii de o școală de la toamnă, de o clasă, scuzați -mă. Deci clasa a, a șasea și a șaptea, anul viitor, trebuie să în viitor școlar mă refer, uh -huh. din toamnă, uh, vor, le vom comasa cu uh, vaduri. Pentru că împreună trebuie facem vreo 27-28 de copii, cele două clase deci, de la... Urmează o sperăm, a... sperăm că, în ultima discuție, îl facem și un memoriu uh, mai departe, către de minister, poate reușim totuși că am investit, începând uh, cu un Alexandru Cervân, am investit foarte, foarte mult de bani în școli. Dar am re... Re, reabilitat, le-am dotat, uh, uh, sunt, uh, la, nivel nu? Le -ați, sunt la, risc, la nivel maxim, sunt la da. nivel maxim și sigur că am și avut... Asta, o... asta chiar e o nebunie, pleacă foarte mult Și sunt cu... de acord că nici pentru 12 sau 7 copii să ai o clasă să ții da. atâtea cadre medicale, dar uh, minimul care este de 14 e o... Eu zic, e, e, da. e un e număr, cât de cât accesibil rezonabil. Pentru, și, și rezonabil dar vom vedea și sigur că uh, încă ministerul este, stăpân noi administrăm, noi răspundem, dar stăpânul este ministerul cel care ce dă sens? bani, cel care dictează nu, care nu face politica nu, uh, uh, nu numai la Alexandru Cerbon, dar sunt în uh, uh, județ foarte multe comuni care au, toți au redus numărul de copii s-au restrâns la o singură școală și cum era o vremură în fiecare era școală, acum avem atâtea școli, atâtea clădiri în propriul sus școli, care au fost școli, atâtea clădiri pe care noi nu putem să beneficiem de ele, în sensul, domnule, dăm eu în patrimoniu, dăm terenul în patrimoniu, că sunt o grămadă de terenuri dăm, care dăm stau degeaba, hectare întregi, da. așa. Să găsim utilitate, facem niște blocuri în elef, dăm pentru tinerii căsătoriți conform legii. 500 de metri, adică găsim soluții. Din clădirile respective le închiriem pentru firme, ONG-uri, etc. Uh -huh. Adică putem să facem altceva în afară decât să deținem și să se degradează. Am uh, școala de la Vadru, care am reabilitat-o, ne am constatat o... bine, tot timpul ăla erau copii. Mulți de la Alexandru vin în Piatra Nemț, și sigur că din punctul ăsta de vedere scad numărul de copii. Sigur, noi, datorită faptului că sunt condiții bune la școală și în sistem, avem copii care vin din alte comuni, ceea ce echilibrează cât de cât numărul de, de, de elevi. Dacă n-ar mai veni și acești copii, am fi în situația de chiar să închidem o școală. Ceea ce, sigur, și vă dau un alt exemplu. În viitor, sigur părinții copilor sunt nemulțumiți și profesorii care vor pierde catedrele rămân în da. drumuri e complicat ce uh, se întâmplă sistem. Da. nu există o... uh, sa... dar poate doamne, de la ce se doamne, trag de, la, de ce de să fac duc copilul că... de la Bistrița să duc la Vaduri pentru că de ce nu-i și aici școala de la Bistrița nu s-a putut face reabilitarea sistemului care se cere acum. Uh, pe când la sunt în alte condiții, s-au făcut școală nouă, în alte condiții, uh, alte spații, alte dotări. Și sigur că uh, sunt nemulțumiți uh, și, și părinții din punctul ăsta uh, de vedere. Dar, uh, așa cum am spus, să vedem, poate până la toamnă și va avea discuții și cu domnul președinte. Am înțeles că problema de la Alexandru Cel este și la alte comuni. Chiar am mers cu ideea. Dom'le, plătim noi aceste norme pentru profesori, dar să rămână clasa acolo. Nu se poate de da, eu am legal. Auzit o, o, discuție zilele trecute. Așa e în, prevăzut în învățământ banii ăștia din rural. E un lucru pe care lumea nu știe. Poate dumneavoastră îl știți. Așa, banii din rural, culmea, cum e făcută legea asta în învățământ, Uh, migrează către școlile astea din oraș, unde eu știu uh, sunt uh, profesor cu. Eu știu salarii mari, cu categorii mari, și nu, din cauza e, asta, ci că e, e și o problemă cu. e văduvit. Nu, e vorba numai de uh, localitățile care sunt în arealul lui cele care sunt vecini, că nu vin nici la Pianatellu. Am înțeles la, am înțeles, da, da. La da. Piatră neam. Uh, Sigur că și aici, uh, poate e real, poate nu e real, eu zic că nu e real. Eu, uh, sunt uh, și am văzut foarte mulți copii de la școala. Bineînțeles că au ajuns la facultăți de stat bunic, Fără care se integreau da. din mediul de acolo care a plecat. Și mulți care au fost la Piatra Neamț, care nu au avut acele șanse. Deci când ajung la școlile din Piatra Neamț, sunt în jur de 35-40 de copii într-o clasă. Deci, profesorii îl ascultă dată, poate, sau două ori pe lună, când nu Am mai înțeles. ai timpul necesar. Că, uh, programul școlar e așa de uh, strâns, încât o oră când eram la noi erau 50 minute, acum sunt 40, 40 50 și până mai vine profesorii, până nu știu ce, până strâng catalogul. Iată, să mai duci da. 5 minute. E și un, aproape că, ești un fenomen de migrație. Pleacă da, în continuare lumea și de la oraș și de la sat în, în străinătate. Deci, asta. e trebuie luat în calcul. Parcă mai, mai ceva decât cu ani în urmă. Da, așa puteam că... Și atunci veneau. Nu, 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 pleacă. A, nu, în străinătate. Da, evident. Asta e uh, aspectul numărul 2. Și problema, eu și pe copii. Problema, apropo de asta, da. Te discutam eu și cu un inspectorul șef. Peste trei de zile, deci copiii care s-au născut anul trecut în comună, nu mă record. Dar minus, 15 copii, nu avem nici copii de o clasă. De deci pe toată comuna s-au născut anul trecut 15 copii. Da? Deci peste 3 ani când încep să vină la grupa mică, sau hai 10 că nu aduce la încerc. grupa mică, la preșcolar, așa, peste 4 ani, peste 5 ani, nu vom avea aproape copii de o clasă. Dacă mai pleacă și 2-3 la piatra, se să mă face simultan etate? ca atunci da. când eram eu copil. Era clasa 1 a cu a treia, în a doua bancă? cu a patra. Da. Așa am făcut și eu. Într-o clasă. Într-o clasă, da. Așa, așa, va ajunge bănesc din nou, pentru că nu vor fi copii. Școli am făcut, toți să discută să facem școli. La ce să le mai facem școli dacă nu avem da, vedeți, baza materială? Parcă fiind lucrurile s-au venit, exact. venit prea abrupt, Nu s-a văzut din timp, nu s-a. Nu s-a asta către, către Occident. Sau ce păi se, de, se întâmplă? Plecatul ăsta, da, ăsta masiv. Exodul ăsta masiv în alte țări. Sigur că de aici nu au mai făcut nici copii, nici aia, mm -hmm. pentru că. Uh, te pleacă leagă, cu, acolo pleacă, te leagă, nu poți cu... te leagă de, de locul de muncă. Uh -huh. Și sigur că eu, cei care au de făcut, îi fac, care nu, se protejează tocmai ideea că sunt alte vremuri E destul de greu la ora actuală. Sigur nu că da. Ce, ce se întâmplă. Dar dumneavoastră care, eu știu, sunteți în politică, discutați cu oameni așa, nu se discută la nivelul celor... Că na, dumneavoastră aveți acces la, la cei că, de domnule, sus. Stau Nu e, mult la se vorbește... Cu cetățenii domnule, pe asta Asta, asta așa. e marea noastră problemă, că dacă rămânem fără oameni, asta. o țară fără și așa oameni, așa spune, pe ce ne conducem? Dați un serviciu și eu voi fac un copil, fac doi, dar dați în servici. Da. Aici e partea cea mai delicată. Nu, nu da, ai oferi. îmi spuneați că ați vorbit, a, vă întâlnesc cu domnul președinte. Domnule, Ionel Arseni, e, am înțeles, numărul 2 la PSD, să nu ne amăgim. Deci este foarte, da, el foarte e sus. Acolo. Da. da. da, da, E foarte sus. Adică el, dacă spune un lucru acolo, e luat în calcul. Adică eu pot să vorbesc aici jumătate de an, nu mai ia nimeni în seamă. Dar el acolo poate să spună, băi, nealiviule, prietene, Hai mă să facem ceva, că pleacă lumea din țară. Hai să mai lăsăm oamenii ăștia să mai respire o firmă, cum spuneți dumneavoastră, da? Că Firmele sunt ce, baza. Da, nu neapărat... Că e bine, dacă și la nivel și la central, și la nivel local. Și la Alexandru cel Bun, unde... Băi, e într-adevăr, să bat oameni, nu mai sunt loc de case, adică e... Dar uite că pleacă lumea în străinătate, ăștia care n-au relații, care nu sunt cu partidul, care nu sunt cu nimic, 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 trebuie să le dăm și lor o șansă în țara asta. Sigur că asta nu i depășesc pe noi cei locali. Nu, da, nu mă, de asta spun. Noi nu răspundem. Dumneavoastră, adică să duceți informația la, la centru. Da, da. Adică 20 de ani, 24 de ani, toți informații duc la centru. E îngrijorător ceea, ceea ce spune des... dumneavoastră. Da. O rămas în altă parte, decât la nivel de discuții, foarte puțini din problemele care ne-au ridicat noi primarii la nivel central, la Asociația Comună, la Asociația Municipiul când eram. Deci uh -huh. s-au ridicat și atunci probleme, se ridică și acum probleme, dar rămân probleme ridicate. Sau chiar să fie reală chestia, lasă mă că vin ăștia, nu vezi că vin acum pe mare, o să vină migranții de, din toate țările. Bun, Bun dar ce facem? Și cu migranții, noștri? ce facem cu ce ei? Fa păi asta, ce faci cu ei? Că sunt... Uh... Păi nu ne înțelegem în cu ăștia ai noștri, că vorbim <laughs> aceeași limbă. Da, înțelegi acolo... cu să-și păzești. Trebuie. Că la trebuie să-l pui la masă, trebuie să-i dai cazare, trebuie care, să -i... Care, asta, care, nu, care. nu i dau nimic decât de muncă. Asta e, un lucru, e un lucru real în România. Vă rog, sunteți în direct. Bună ziua! Să Vă salut! O remarcă și o întrebare. Da. Nu poți cu salariul minim pe economie să faci o droaie de copii să umpli școlile. N-ai cum! Nu poți să-l crești pe copii, nu poți să-l duci de colo-colo. În rămân bugetarii, care au salariile prin Cosmos. Mulțumesc! Să trăiești! Vă... Eu cincuți. nu țin cu bugetarii, că ei, trebuie să țin. Că... Dar să vă ei. spun că până anul trecut, când s-a început și s-a dat prima mărire de salarii, dar și înainte... Vă dau un exemplu. Vă rog. Se... Primarul avea 21 de milioane. Impozabil. La nivelul comunei uh. Alexandru Șerbon. Ceilalți funcționari... Între 7 și 11 milioane. Secretarul Comunii avea 13 milioane. Secretarul Comunii a ieșit la pensii, pe salariile alea vechi, și a ieșit cu 17 milioane. Uh, așa este, uh, da? Nu. nu spune deci, nu avea, acum, într-adevăr, nu putem să spunem, au făcut uh, salarii uh, destul de rezonabile, așa cum spune și domnul. Cu salariul minim pe economie nu poți să crești o draie de copii. Dar uh, uh, un copil tot poți să-l crești sau doi, dar sunt familii care nu au niciun copil și nu și nu vor avea niciodată copii din motive. Îi place să se distreze, îi place să plece, poate nu au oportunități financiare. De ce să e și, că e sunt e și, și uh, chestii obiective? Eu vă spun, e și mirajul ăsta al, al Occidentului. E mirajul occident, că e, sigur. Asta eu e, eu discutam trăim, cu o parte din cei care, care au plecat fenomen, din comună. Da, fenomenul ăsta e așa un... Uh, da, 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 am discutat cu ei și e greu de... uh, ce domne acolo îmi dă 1000 de euro. Bun, faci un calcul, cam cât trebuie să acasă pe lună, din diferență, mm -hmm. chirie aia și... Zice, mai trebuie 100-200 de, de, de euro în fiecare lună. Ei, zic, eh, practic, acasă, de acasă, poți trăi cu 200 de euro? Deci, când erai tu aici, aveai da. eh, minim cât era, 12 milioane, 300 de euro. Da, dar da. erau aici și aveai grijă de familie. Eh, altfel, când eh, se amândoi părinții cu copii, alte educații, alt eh, gen de a eh, te comporta în societate, și de a, ar, ai să aibă un, un, drum al lor și un drum sănătos. Sigur că sunt multe, multe probleme și la nivel de învățământ, și la nivel social, și la uh, nivel de infrastructură, la ce dori sunt. Uh, și vreau să vă mai spun ceva, pe bună dreptate, au crescut pretențiile cetățeanului. Nu e rău asta, că vrea și da asta să, spus, să iasă din... Dar ră... ca să poți să faci uh, să-i să dai într-adevăr, confortul necesar, da. că e normal că pentru asta plătește și el uh, cât are de plătit impozite față de comunitate locală. Se pot să dă, dar au venit atât de multe sarcini care erau a guvernului, da. a statului, care le-au transferat către nu noi, către aici. primării. Nu deci, bugetul aici aici e același, și i dau primării. nu poți mări, nu știu cât de mult uh, acest buget... Uh, da. Taxele și impozitele. Noi nu le-am mai mărit de doi ani. Pentru că la un moment liberești le și nu știu ce le plătești. Ce avantaj ai? Că le ai pe hârtie. Da, da, da. Dar nu le poți încasa. Deci nu, nu asta e soluția mărirea taxelor și impozitelor. Că nu rezolvă problema. Mici cât mai mulți. Să, da, să Evident. Ai o... Noi nu le-am mărit și nu știu dacă le mărim și la anul. Pentru da. că eu văd gradul de sărăcia unora din, păi... din, din, din comună. Deci, domnul comun, am zis că foarte vreți bogată. Rămâne, da, cu Dar cei, să știți că cu și Parisul, și cu... orice țară, și orice oraș mare din lume, au și lor. Și nu noi avem săracii da. Boschetari, să știți că s-au cam curățat. Da. -au, da. au plecat pe da. Dumnezeu să Nu mai, de boschetari am scăpat. Așa. Poate mai sunt doi, trei care, Dar care sunt oameni... care nu sunt. Dar sunt oameni foarte mulți, bătrâni, cu pensii foarte, foarte mici, cu venitul la minim garantat, Așa. care abia supraviețuiesc și au le nevoie de lemn, au nevoie... Bun, mi se dă, le mai dau da. și eu, îi mai ajut, da, da, da. mai vorbesc cu firmele care eh, produc masă lemnoasă, îi mai ajut, dar sigur că nu poți la infinit. Adică trebuie să intervină odată statul să spună, fraților, uite, ca să poți trăi decent într-o comunitate, că e Alexandru cel că uh -huh. e Cordul, că e pe Valea Muntele, unde vreți, că e la țară, în zona de țară, deci, îți trebuie măcar o mie de lei. Ca să poți să-ți plătești și energia electrică, să poți să plătești și taxele, nu să ai și de o haină, astea, să ai și de o mormântare, să ai da, da, da. DNA, să, ai, să întâmplă să ai și o nuntă. Nu se poate într-o lume asta să nu poți să nu participi. Un nepot, da, da, da. e un copil. Deci vrând, nevrând trebuie să te duci acolo. Adică ar trebui măcar un minim... Un minim, să minim fie undeva, undeva la, în jur da. de mii de lei ca să poată să trăiască și omul respectiv în condiții bune. Dar asta s-ar putea. În, în care condiții? În care ca face ceva pentru investiții. Deci, societăți comerciale care să producă bunuri, bunuri de la consum, uh, uh, infrastructură. Local, uh, acolo, local. În, uh, în, așa. Uh, deci, ajutați, nu cum ajută acum fiscul să-ți termine. Aha. Ajutați să poți, să vii, mele, suntem în direct, ridicat, nu suntem o, la o discuție între noi. Deci s-a ridicat o problemă deci care te, e bună forma, te da. e bună că nu mai vine fiscul atât de des să te înpropriu să te călărească. Pentru că mai dă și indicații. Acolo unii găsește trebuia, niște fraude. Trebuie, trebuie, Eu sunt de acord. Trebuie ajutați oamenii Dar din Dar pentru că nu toți s-au născut. Da, domnule, da. vrei să, te faci, să faci pe ceva pe compul? Ce vrei, domnule? Hai să te ajutăm să te... Așa. Și să fii oameni, domnule, Așa să te urmărească, domnule, ce faci? Unde ce faci cu banii ăia așa? Că nu toată lumea e dispusă să să furi chiar așa, să-și ducă bani în paradis ca așa. Care e, și să bani în paradis dar, 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 dar. ăștia care nu fac nimic. Exact. Tu înainte că la, la ministerii, da, eu când știu eu, că, când că slavă domnului, când vezi chiar la minister, da, când vezi că are acolo face și el vânzare 2-3 milioane pe zi. Mai dă și două locuri de muncă. Îți dai seama, mă, frate, că la noi e un evazionist un, e, de, un de nu știu care. Lasă e, îmbacin. de regulă evazioniștii bine. Așa. Dacă când vezi că ăla are, o, mă rog, afaceri de... De să știi, deci eu am mai, noi știm, am mai discutat cu oameni așa și ei știu că sunt profesioniști și la NAF acolo, sunt așa, dar, dar așa, simt, e, primești și o prânc. probabil ordine de sus, da, 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 protejează-l da, da. pe ăla, adică, și așa și e, cum o sunt foarte mari la fisc. Deci, l-am luna asta să plătesc așa, vii și îmi dai 1%. Rostogolești, așa și așa? Și că nu mai poți niciodată să ieși de acolo. Da. Deci, de deci, rămâs da. sluga statului. Tot ce câștig și încerc să câștig, să fac firma să meargă țin, trebuie să mă duc să dau uh, statului. Mai ales așa acum. acum? Da? Ce e de făcut? Asta e o întrebare și încercăm să răspundem la, întreba la această întrebare după publicitatea. Rămâneți alături de noi și de domnul. Ion Rotaru, primarul Comunei Alexandru cel Bun.